Blaicu Ionescu a avut două pasiuni în viață. Una a fost pictura și cealaltă interpretarea lui Nostradamus. A început prin a picta și a reușit să plece din țară cu o expoziție de picturi. De asemenea, a început să scrie interpretările lui Nostradamus din țară, dar la un moment dat a trebuit să le distrugă din cauza că era pericol, pentru că poliția venise de câteva ori în casă. După ce a emigrat în Germania și a avut câteva expoziții cu picturile în München, în 1971 a emigrat în America, iar în câțiva ani a reușit să refacă prima carte despre Nostradamus și a publicat-o în 1976 în franceză. Se numește Le Message de Nostradamus sur l'air prolétaire. Este o carte monumentală de mai mult de 800 de pagini și conține la început mai mult de 100 de pagini în care își explică metoda. Metoda folosește și metodele folosite de interpreți de mai înainte, care au fost foarte buni interpreți, ca de exemplu Le Peletier. Dar metoda lor de interpretare era mai mult stilistică și lingvistică. El a reușit să aibă 22 de metode lingvistice pe care Blaicu Ionescu le spune care au fost în introducere, dar el, Blaicu Ionescu, adaugă aproximativ vreo 9 noi metode. Ceea ce este interesant este că metodele au fost bazate pe alchimie. El este primul care a descoperit textele alchimice ale lui Nostradamus și bazate pe ele a reușit să introducă noi metode unde a folosit limba, ceea ce se numește limba păsărilor sau cabala hermetică. Și folosind această metodă a avut foarte multe succese. Blaicu Ionescu spune că un interpret bun nostradamian se poate cunoaște dacă reușește să interpreteze evenimente viitoare. El a reușit să interpreteze elemente viitoare și în această carte, în special în ceea ce privește comunismul. A arătat, de exemplu, că comunismul o să dureze numai 73 de ani și 7 luni, de când a început în 1917 în Uniunea Sovietică, iar pe la anul 1989-1991, va dispărea și va cădea. Această profeție s-a îndeplinit și Blaicu Ionescu, evident, a devenit mai recunoscut în mai multe țări și a fost publicat în Italia, în Japonia, în Spania, în România, bineînțeles. De asemenea, a prevăzut și a încercat să îl anunțe pe Nixon că va avea o problemă în cea de-a doua lui perioadă, dar cei de la Casa Albă i-au spus că nu pot să-l deranjeze cu o asemenea informație. A doua carte pe care a scris-o a fost în 1987, Nostradamus, L'histoire secret du monde. În această carte vorbește în special despre istoria Franței și Angliei, a țărilor de vest, spre deosebire de prima carte, unde s-a concentrat mai ales despre perioada comunistă. A treia carte este de Dernière Victoire de Nostradamus, care a fost scrisă ca un interviu cu Marie-Thérèse de Bros, în care apar noi interpretări de catrene și pentru prima oară interpretează catrenul 1072,
care speria pe toată lumea și toți spuneau că o să fie sfârșitul lumii, dar Vlaicu Ionescu l-a interpretat împreună cu un Catren Geamăn 5:45, care a spus că cu ocazia eclipsei din 11 august 1999 se va naște un rege în Franța care va reuși să elibereze Europa de anumite invazii. Descoperirea catrenelor gemene a fost o altă descoperire de interpretare, de metodă de interpretare a lui Vlaicu Ionescu, pe care a reușit să o folosească și să interpreteze diferite alte catrene ale lui Nostradamus. Cărțile lui au fost traduse și în românește, în două volume, Nostradamus, profet al lumii moderne, care au fost publicate în 1999 și 2001. O altă carte care a publicat-o ca premieră în România este Nostradamus, epistola către Henric al II-lea. Este prima interpretare mondială a acestui text. Este un text al lui Nostradamus care este în proză și a fost adăugat mai târziu de el la catrenele sale. Acest text este important pentru că este un fel de framework, un fel de schelet la interpretărilor lui Nostradamus la care se adaugă catrenele. De asemenea, în acest text este un text în care se pune mare accent pe era proletară. Este textul care are textul cheie de explicare a erei comuniste, care a fost exact de 73 de ani și 7 luni. El îl numește trehemidă. Este 3 și jumătate al unui sfert din ciclul uranian. Aici se leagă de astrologie. Vlaicu Ionescu a avut nu numai o educație academică în cadrul unui institut de arte cu privire la arta picturii, dar el a studiat pictura bizantină în cadrul cursurilor care se țineau la Patriarhie, învățând ce înseamnă pictura fresco pentru biserici, o pictură bizantină canonică, regulile ei, sistemul de abordare a compoziției, semnificațiile care sunt prioritare și un hieratism, o mistică ortodoxă, extrem de valoroasă. El a călătorit mult în România, a trăit într-o zonă în perioada copilăriei, dar și la București, în care a cunoscut valorile picturale ale picturii religioase românești de foarte bună calitate. Și eu am regăsit în toate picturile lui de-a lungul vremii, nu doar în icoanele pe care le-a dăruit bisericilor de la New York, am regăsit această școală extraordinară a picturii frescă din bisericile românești, pictură de cea mai mare valoare, și a picturii bizantine, cu hieratismul de care vă vorbeam. În același timp, vizitatorii celor două expoziții au descoperit latura picturii figurative, niște naturi moarte absolut splendide, cu flori, cu obiecte, cu cărți, cu o anumită cultură nu numai a compoziției, dar și a atmosferei umane. O altă valoare importantă a picturii lui Vlaicu Ionescu, în care nu există nicio clipă în pictura cea mai abstractă, cea mai îndepărtată de un subiect concret palpabil, nu lipsește niciodată această empatie, această emoționalitate umană, această trimitere către valorile noastre sufletești și spirituale, care este, dacă vreți, muzicală.
invizibilă, dar pe care o auzi. În picturile lui Vlaicu Ionescu există o extraordinară muzicalitate și nu mi se pare deloc întâmplător să fi auzit destui comentatori ai artei lui vorbind despre simfonismul unor tablouri, despre faptul că privind un anumit tablou îți vine să scrii o piesă care ar putea fi cântată la un anume instrument sau la o formație de cameră. În același timp, sunt tablourile lui care chiar au subiecte muzicale, care reprezintă instrumente muzicale. Vlaicu Ionescu este un pictor a cărui univers cromatic este foarte bogat, foarte energic, extrem de vital, viu și spiritual totodată. El demonstrează că niciodată culoarea nu este un prea mult în fața minimalismului sau a ascetismului de care ai nevoie ca o persoană care cultivi, în primul rând, valorile spirituale. Vlaicu Ionescu demonstrează prin toate picturile lui că viața este sinonimă cu filozofia vieții, că obiectele din jurul nostru, domestice, familiare, obișnuite, au puterea unor simboluri extraordinare, la fel ca secțiunea de aur, la fel ca geometriile extrem de elaborate ale unor mari matematicieni, el fiind un foarte bun cunoscător al matematicii, al geometriei, iarăși gen de informație și de formație care îl ajută cu precumpănire în toate etapele creației sale. Este un pictor în care valorile naționale românești se pot regăsi și pot produce analize semnificative, dar permanent aceste valori nu au nimic provincial și redus doar la un loc anume, chiar și atunci când pictează, ca într-o extraordinară carte poștală, Mănăstirea Voroneț, de pildă. Dar toate aceste valori sunt proiectate de artist prin capacitatea lui de a duce întotdeauna pictura în alte orizonturi, în cât mai multe orizonturi, dacă vreți, într-o polifonie a orizonturilor, de a duce pictura lui din spațiul României în spațiul universal. Aceste două expoziții de la New York au adus nu numai un mare artist de origine română la New York, nu numai valorile României în America, dar și acest extraordinar dialog pe care arta universală, și Vlaicu Ionescu este un artist ce aparține artei universale, le aduc privitorilor, le aduc marilor iubitori de artă. Este un artist extrem de important, un artist care în contemporaneitate cumva ne sugerează drumul unui viitor mare artist român, deja lansat pe meridianele universalității, mă refer la Ghenie, cu subiectele lor. Felul în care s-au format este diferit, dar aș spune că momentul Germaniei în creația lui Vlaicu Ionescu, faptul că el s-a impus în Germania cu arta lui venită din România, faptul că și-a găsit colecționari într-un alt spațiu cultural, faptul că a fost invitat să predea ca profesor universitar cursuri de filozofie artei, de teoria artei și de pictură propriu-zis în Germania, poate fi comparat cu drumul aflat la început al lui Ghenie, pe care lucrul la Berlin, lucrul în Germania, contactul cu atelierele germane, cu efervescența și dinamismul Berlinului, l-au grăbit în găsirea de sine. Asta îmi spune mie că orice artist trebuie să aibă curajul să caute spații în care îi este mai puțin confortabil să se impună. Și dacă, aducând valorile lui interioare și cele ale obârșiei în aceste spații noi
el reușește să se afirme. Aceasta este cartea de vizită a unui artist împlinit. Vlaicu Ionescu are cuprins o sință, nu doar această carte de vizită, ci o operă care ne impresionează.